sunt de monitorizare al umidității din solul unui ghiveci. Glipa asta bâzie pentru că singur detectează că umiditatea scăzută și, na, indică faptul că nu are ce execută în clipa asta. Dacă am pus manual pe apăsarea unui buton și în... Deci puteai să faci ca atunci când țipă, de fapt, să apese singurul buton. Ceva de genul avut, dar n-am avut componentele nici. Și aici avem un senzor de umiditate, nu? Umiditatea solului. Și acolo este, de fapt, umiditatea bucății de vată. Da. În mod normal, să spunem că dacă am folosit mai multă apă, la un moment dat o să ne atenționeze că nu mai are. Și o să țiu... Acum, așa aici și un senzor de apă, nu? Da, senzor de vată. Și acolo și-au un... Uite, instrumentul ăla de scos apa din borcan, aia este mișto, știi? Da, eu mă gândeam că asta ar fi o chestie mișto dacă vrei să schimbi apa la pește, știi? Să da, scoți da, și... Da, poți unde se intră numai de locuri pumpițele de aia. Și chestia asta care este cu lumină roșie aici, ce reprezintă? Pur și simplu că e ponici care curent. Nu, mă refer la asta modulul ăla. Ce modul este? De la senzor de umiditate, la solul. Aia e bucățe care vreau. La fel și la cel de nivel lapte și la rândele de roșie, închid ponici. Ai vreo plantă preferată pe care vrei să o uzi cu dispozitivul? De obicei alea cu... Am niște situații în care le-am sus pe un raft și ar fi mult mai face să apăs cu buton să se urde decât să mă urc eu pe scaun și să văd acolo. O scțiu e noapte să te trebuiască. Da. E prima oară când vedem un ploid ăsta care văduc plantele, e așa, Vlad? Da, nu. Mix. De păi, avem pe aici niște plante, pe aici avem niște plante care sunt cam usucă, vă, că poate ar trebui să implementăm o chestiune de genul ăsta, că... Da. Stați, băieți, că nu vă filmez, că știu că nu sunteți plante. Oh, ești supărat? Pic.